Bună ziua dragilor, sunt gazda dumneavoastră Sorin Luca și din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, Pierdere și transformare. Cum facem față, cum gestionăm momentele dificile din viața noastră. Astăzi este alături de noi Roxana Avădanei, psihoterapeut integrativ, practicant kiaikido, fondator Embodiment România și Ikigai Dojo. Astăzi discutăm despre o carte sau pe marginea unei cărți remarcabile, a unei cărți superbe. Este vorba despre o autoare foarte dragă, Verena Cast, Doliul și separarea, fazele și oportunitățile procesului psihologic. O carte publicată în colecția Jungiana a editurii Herald. Verena Cast, născută în 1943, a studiat psihologia, filozofia și uh, literatura și a obținut un doctorat în Psihologie Analitică la Universitatea din Zurich. A fost profesoară de Psihologie la această instituție și lector, de asemenea, și analist formator la Carl Gustav Jung Institut. Încercăm în această campanie să vorbim și să deslușim toate fazele, toate etapele procesului psihologic al pierderii, indiferent că vorbim despre o pierdere, să spunem, a unei persoane dragi prin dispariția fizică a acesteia, sau vorbim despre uh, separare, despre divorț, uh, eu știu, poate pierderi de bunuri materiale importante pentru noi sau lucruri de care, bineînțeles, că ne-am atașat, sau de ce nu uh, pierderea unui uh, job. Uh, Roxana ce te-a impresionat la această superbă carte, așa cum spuneam, Verena Cast, Doliul și Separarea? Și să trecem puțin prin ceea ce înseamnă aceste faze ale procesului psihologic al pierderii, și mă refer aici la faza de negare, atunci când suntem revoltați, probabil, atunci când negăm. Realitatea în care trăim sau realitatea, negăm mai degrabă realitatea situației sau a contextului, cum de mi s-a întâmplat tocmai mie. Și lucrul ăsta îl spun mai ales, să spunem, sub prisma sau din perspectiva faptului că este posibil în viața noastră ca unele probleme sau unele dificultăți să vină câteodată una după alta. Este și o vorbă populară. Iată, s-au adunat toate belele, toate problemele și ne gândim de ce ni se întâmplă nouă toate aceste lucruri. Probabil că uh, dispare cineva foarte drag din viața noastră. Avem parte de, uh, eu știu, uh, de, un, de o separare, nu neapărat de un divorț, ci pur și simplu de ruperea unei relații. Uh, probabil că a mai pierdut ceva. Și colac peste pupăză mai vine câte o mică problemă și avem senzația câteodată că suntem cumva uh, copleșiți, realmente copleșiți de anumite emoții pe care noi suntem cumva nevoiți să le trăim, să le internalizăm, să le asimilăm, da? să le procesăm, ca ele bineînțeles să nu apară netrăind trauma respectivă, ea să nu apară peste, nu știu, 5, 10, 15 ani, atunci când cineva apasă prin vreun buton pe această rană a unei, să spunem, emoții sau pe o emoție a unei răni, de fapt, nevindecate. L-ai spus așa frumos, nici nu mai știu ce pot completa. Mi-am notat aici din cei mai zis. Uh, Mi-a plăcut foarte mult cartea, cea nouă, și mi se pare că vine într-un moment foarte potrivit, și mie personal, dar și pe nevoia oamenilor din prezent, pentru că venim după un an plin de pierderi, în care chiar e nevoie să învățăm să facem acest travaliu de doliu. Și pierdere înseamnă, cum spuneai și tu, nu numai pierderea unei persoane prin moartea ei, ci pierderea și a ceva semnificativ din viața noastră, pierderea unui partener, pierderea unui loc de muncă, pierderea unui vis, a unei perspective, a unei idei. Toate acestea sunt pierderi semnificative care au nevoie de acest, se numește, travaliu de doliu. Ce îmi place în cartea Verene este normalizarea pe care ea o aduce în acest proces de jelire, cum este tradus, morning, pentru că cred că foarte mult se fuge de partea asta a emoțiilor, nu știm cum să tratăm moartea, e ceva, deși e singurul lucru pe care îl știm de când ne naștem, cumva suntem mereu surprinși că ni se întâmplă nouă. E... Ceva ce cu greu acceptăm, cu greu internalizăm și cu greu acceptăm și în jurul nostru. Uh, și îmi place foarte mult că în această carte Verena vine și spune și cum să susții din afară persoanele care trec printr-un doliu, ceea ce mi se pare extraordinar de, de, de important. Uh, vorbind de fazele despre care spuneai și tu, uh, cred că aceste faze nu sunt neapărat. Uh, una după cealaltă, le se pot și întrepătrunde sau putem oricând să revenim la ele. Ele, într-o... Dacă vrem o ordine, într-adevăr, începe... Prima fază este cea de negare, Da, nu vine să cred. E etapa aia în care oamenii încep să se piardă în activități, în a face ceea ce trebuie, dacă chiar este vorba de un doliu, de moartea cuiva, încep să se ocupe de cele... Necesare în mormântării, toate lucrurile astea ă, ajută cumva pentru a sta puțin departe de emoție. Prima parte este și șocul, de asta de multe ori e posibil să nu plângem în etapa aia și chiar din afară, asistând, să ne gândim, voi dar chiar nu suferă persoana asta, de ce nu plânge? Este o fază de șoc, e o fază în care nu conștientizăm că ni se întâmplă asta. Ca și cum așteptăm să aflăm că, hei, a fost doar o glumă sau a fost un vis, a fost ceva ce trece sau tot sperăm la ceva aproape magic să se întâmple și să nu fie adevărat. Apoi este ceea ce Verena numește emergența emoțiilor, adică încep să apară tot felul de emoții, de la tristețe până la furie, furie întreptate către Dumnezeu sau Univers pe de-o parte, care ar putea fi într-un fel o deplasare a furiei, că poate fi furie de fapt pe cel pe care l-am pierdut, că ne-a părăsit, că a plecat, că nu s-a îngrijit suficient, că ne-a lăsat cu multe lucruri ca responsabilități, că ne-a lăsat singuri. Nerezolvate. Și de parte, Știi că există -o și în popor... chiar pe propria persoană. Știi că există și în popor, apropo de gelire, bineînțeles că aici vorbim despre gelirea din punct de vedere uh, psihologic ca proces, Uh, dar dacă de fapt la origine uh, Verena chiar vorbește despre gelire, uh, dar a fost înlocuit cu doliu, pentru că gelirea este un cuvânt uh, extrem de rar folosit și în general îl folosim uh, sau era folosit uh, mai ales în cultura populară. În folclor, când erau celebrele bocitoare care uh, veneau atunci când uh, cineva, mai ales în mediul uh, rural, uh, murea și, uh, practic, erau niște profesioniste. Este al, ele asta făceau și o găsim, mai ales în tradiția, uh, hai să spunem, uh, balcanică și orientală, într-o oarecare uh, măsură. Uh, și jelirea era. Forma aceea de revoltă și de furie, exact cum ai spus tu, pe cel care a plecat. Ca și cum, vezi, doamne, el ar fi vrut să plece. Bine, mai puțin în cazul sinuciderilor, că acolo era un act uh, asumat și voit, să spunem. Dar în rest, unde ai plecat tu? Cui ne-ai cui mai lăsat pe mine? Și un, în, în întreg arsenal de astfel de... Da, dar uite, acum gândindu-mă, uite, am, am, trecut și eu printr-un doliu, chiar se face un an de când a murit tata și multe dintre ritualurile alea mi se păreau prostie, cu bocitoare, cu, mă rog, diverse alte... Dar am început să le privesc un pic altfel, Cred că, uite, și partea asta de bocitoare, poate că, într-un fel, încuraja oamenii să treacă prin această fază a emoțiilor, da? Exprimau ceea ce, uite, e normal să exprimăm și furie, e normal să exprimăm, cred că era o formă mai. La, pentru vremea respectivă, o formă de exprimare a emoțiilor să normalizeze, că nu erau psihologi la vremea aia și nu erau psihoterapeuți și cred că e o formă până la urmă inteligentă dacă o privim din punctul ăsta de vedere. Adică oamenii, fără să aibă aceste studii, iată că au găsit niște forme, niște ritualuri de a face trecerea asta mai ușoară, inclusiv partea aceea de a sta împreună un număr de ore. Inclusiv Verena vorbește despre această, această necesitate de comunitate, de a sta împreună cu ceilalți, de a jeli. Mă întorc la acest cuvânt, că așa este folosit și în carte și nici nu trebuie să ne ferim de el, da, este o jelire până la urmă, da, să-ți acorzi acel timp și să povestești cu cei de lângă tine, să fie într-un fel și un omagiu de uite cine era, cu bune și cu rele, până la urmă, ca orice om, că avem tendința aici, iarăși, partea aia despre morțul mai de bine. De asta vine la pachet uh, uh, povestea asta când începi să ai furia față de cel care a plecat sau să fii supărat pe anumite lucruri, să nu le exprimi că nu, despre mult mai de bine nu putem spune și lucruri rele. Și de fapt așa intrăm în uh, următoarele etape. Următoarea etapă este cea de noi relații cu sine și cu lumea. Uh, nu, înainte căutarea și separarea. Și asta voiam să zic că este de fapt asta să încep să separi ce al tău, ce este al celui care a plecat, da? Și totodată să pui într-o nouă ordine ce a fost bine și ce a fost rău. Pentru că ambele sunt componente pe care orice om le are. Nu poate să fie doar pentru că a trecut în lumea cealaltă doar un om bun. Cu siguranță a avut și lucrurile lui sau ale ei pe care nu le-a făcut atât de bine. Um, și tot partea asta de căutare și separare mai presupune și. Um, vorbește și Verena, în momentul în care moare, cineva, o parte din noi moare. De ce? Pentru că sinele este construit în relație. Nu neapărat că ne contopim cu celălalt. Deci chiar și dacă este o relație sănătoasă, ne definim prin relația respectivă, având un rol acolo, făcând anumite lucruri împreună. Și atunci mulți dintre cei care pierd pe cineva prin moarte, este des să se spună partea asta de simt că o parte din mine a murit atunci e necesară etapa asta în care trebuie să te separi și să te duci înspre noul tău drum. De fapt, să te redefinești într-o altă modă, da. într-un alt mod. Ea chiar, ea chiar vorbește într-un capitolaș la pagina 176, desprinderea din sinele relațional și reîntoarcerea la sinele individual. Cumva, cine erai tu înainte de relația respectivă? Bine, acest lucru probabil că este mai, nu neapărat mai lesne sau mai ușor de realizat când vorbim despre o relație, dar poate fi, când vorbim despre o relație de cuplu, cine eram eu înaintea separării sau înaintea, de fapt nu înaintea separării, înaintea, înainte de a intra în această relație, cine eram eu? În reîntoarcerea la acel, cine eram eu de dinainte de a intra în relație? Sau eu știu, în cazul unui prieten foarte apropiat, da, și prin pierderea lui, cine eram eu înainte de a începe prietenia cu persoana respectivă. S-ar putea să fie mai greu atunci când vorbim despre părinți. De fapt, probabil că acolo este, zic, pierderea cea mai mare, pentru că când ne naștem, încă din primele zile, săptămâni, luni de viață, nu mai zic, copilăria timpurie până în 3-4 ani, noi suntem în permanență conectați la modelul, la figura uh, parentală a părintelui, cu precădere a mamei, și, bineînțeles, că nu prea știm cum să ne descurcăm fără ea. Mai știu o altă teorie, sau, mă rog, teorie, este doar o ipoteză, nici de cum o teorie, uh, pe care am experimentat-o și eu uh, la pierderea uh, părinților. Și anume faptul că uh, fratele, uh, sora, în general cei care stau cu părinții sau care au o conexiune zilnică cu uh, părintele, relația fiind mult mai uh, puternică, să spunem, uh, separarea și tot acest uh, travaliu de doliu și doliu post-traumatic este, este mai greu de făcut față de un frate sau o soră care a plecat, nu știu, la 17, 18, 20, 20 ceva de ani de acasă, da? Și peste care timpul a trecut, distanțarea cumva, da, distanțarea este, mă refer ca dista și distanțarea fizică, dar și distanțarea în timp, este mai ușor de digerat pierderea respectivă datorită, să-i spunem, distanțării. Da, în același timp, cred că Uite, și acum vine și partea cealaltă despre care și Verena vorbește în carte. Moartea ne pune în mult și în relație cu propria moarte, odată, și apoi ne aduce în, în, în atenție și de asta de sens al vieții. Și, în al treilea rând, partea de oportunitate a morții, pentru că ne face cumva să punem într-o nouă perspectivă, să reașezăm lucrurile și să devenim. Altcineva, pentru că nu mai suntem nici cine eram înainte de relație, nici cine eram în relație, ci cineva nou. Uite, de exemplu, eu cu tata nu am avut o relație apropiată și pot să spun că jelirea a fost inclusiv a oportunităților ratate, a faptului că sunt lucruri pe care nu le mai pot avea. E un alt tip de, de despărțire, cumva o, o pierdere a ce ar fi putut fi. Și acele dialoguri sunt, de fapt, numai în mintea ta, nu mai pot fi niciodată într-un plan fizic. Ceea ce aduce cu sine o, o, o durere diferită de ceea celui care chiar a avut relația strânsă despre care vorbești tu, dar tot este durere. Absolut. Eu am fost foarte surprinsă chiar. Și în același timp, din nou, o oportunitate de a pune lucrurile într-o altă perspectivă, pentru că cât eram în viață, într-un fel, vedeam numai lucrurile rele pe care le-a făcut, și faptul că, uite, nu avem o relație, nu suntem, nu suntem ca un tată și o fică, uite cum aș fi vrut eu să fie tatăl meu, da? Deci cam asta a fost cât a fost în viață. După aia, cumva, parcă a apărut o altă șansă de a privi relația cu el, de a privi și lucrurile bune pe care le-a făcut și lucrurile bune pe care le-am eu de la el, ca ADN sau ca pur și simplu acele momente puține, dar bune pe care le-am avut în trecutul nostru. Știi că mai e iarăși o vorbă, eu apelez de multe ori la treaba asta la proverbe și povețe, vorbe populare care au un mare sens, în spatele lor se ascund multe adevăruri. Rău cu rău, dar mai rău e fără rău. Asta apropo, de mai ales în mediul rural rural unde deși poate că au dus o viață grea alături de bărbatul respectiv, multe femei la moartea, la decesul acesteia, efectiv trec prin acest proces. Deci nu văd totul că, oh, bine că am scăpat nici de cum, ci din potrivă sunt extrem de afectate pentru că l-au pierdut. Cum era? Cu bune, cu rele, cu era omul meu. Da? Sentimentul acesta de apartenență era omul meu și uite că uh, s-a dus. Iar apropo de ce spuneai tu puțin mai devreme, foarte interesant, în această perioadă, cred că apar uh, destul de des și ruminațiile apropo de ce ar fi putut fi și nu a fost. Relația cu mama sau relația cu tata ar fi putut fi atât de bine, dacă ar fi fost și ei un pic empatici, dacă m-ar fi înțeles și pe mine. Dacă ar fi fost un pic mai deschiși către nevoile mele emoționale. O ce viață frumoasă am fi dus. Și atunci în mintea noastră, da, că totul se produce în mintea noastră, există această ruminație. Tot ce n-am putut eu să vorbesc cu mama sau cu tata, iată, acum ce să fac? Dau Frâu liber gândurilor mele, și de fapt îmi imaginez că am acest dialog cu unul dintre părinți. Mm -hmm. Da. Mă uitam că avea Verena aici, căutam un citat. Te spune ea că pentru a jelia autentic, pentru a ca acea jelire să spargă vechile modele de comportament și să creeze unele noi, pentru noi relații și posibilități de viață, nu pare să existe altă cale decât să suporți acest haos emoțional mereu în schimbare. Cumva ne amintește de acea metaforă a fluturelui, care atunci când e în coconul lui, multă vreme și eu am crezut că a, corpul, devine, corpul de la omidă devine corpul fluturelui și tot așa. Da? Dar de fapt în acel cocon, se formează ca o supă, da? deci se dezintegrează total, ca apoi să dea naștere ceva nou. Și cumva cred că pierderile, mai ales cele semnificative, a unui părinte sau a cuiva extrem de apropiat, cred că cumva asta este o trecere prin acest cocon în care e o, o, o întreagă supă de emoții și de acolo trebuie să ieșim cineva. No, un fluture cu o complet altă viață, cu un alt sens și dând semnificație în același timp a ce a fost înainte. Care ar fi diferența? Uh, vorbește la fel în carte uh, Verena Cast de diferența dintre jelire și depresie. Spune depresie în locul gelirii, apoi structura depresivă, depresia, jelire și depresie. Care ar fi diferența? Păi jelirea cred că e foarte mult. E o, este ceva în urma unei pierderi puternice și este cumva partea aia acută de trecere de la eu cum eram în relație cu cineva și eu cum sunt fără să mai am acea relație. Sau eu cu acest job și cum sunt eu cu acest job și cum sunt văzut de ceilalți, etc., etc., și tot ce presupune postura pe care am avut-o acolo, și pe urmă, nemai având acea postură, cine sunt eu? Depresia poate să aibă multe alte cauze acolo și poate să fie urmată, da? Uite, de exemplu, un proces de doliu nedus la bun final sau ne ne trecând prin toate fazele alea, poate să ducă, ducă într-o zonă de depresie, adică o tristețe generalizată, o pierdere a apetitului pentru lucrurile care înainte ți aduceau plăcere. Da? E... Depresia nu este obligatorie să fie în urma pierderii a ceva. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de Roxana Vădanei, psihoterapeut integrativ, practicant Kido, fondator Embodiment România și Kigai Dojo, despre cartea Verenei Cast, Doliul și Separarea, fazele și oportunitățile procesului psihologic în cadrul campaniei Pierdere și Transformare, cum gestionăm momentele dificile din viața noastră. Mulțumim foarte mult, Roxana Vădanei. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până data viitoare vă dorim o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! Mulțumesc și eu, Sorin, pentru invitație și să dăm voie să trăim acele emoții când le avem de trăit.